Vrei să știi cum poți avea forța și virilitatea unui cal? Stai cu mine să-ți spun mai multe despre ashwagandha, planta a cărei rădăcină are miros de cal. Însă în scrită ashwa înseamnă cal și ganda înseamnă miros. Având denumirea științifică de Uitania somnifera, dar cunoscută ca și ginseng indian pentru cei care nu se încurcă cu denumirile botanice, ashwagandha este o plantă medicinală folosită de mii de ani în medicina ayurvedică, fiind considerată regina plantelor. Ea este un adaptogen, deoarece ajută organismul să se adapteze la stres. Și cum stresul e la originea multor boli, nu degeaba ashwagandha și-a câștigat reputația de remediu universal. Ashwagandha conține numeroși compuși bioactivi, în special alcaloizi, flavonoizi, glicozide, steroizi și lactone steroide, care acționează asupra axei hipotalamus-hipofiză suprarenale, reglând nivelul de cortizol. În consecință, poate îmbunătăți timpul și calitatea somnului crescând nivelurile de testosteron, despre care știm că se produce mai mult în somn și are nivelul cel mai mare înspre dimineață, ajutând la pregătirea pentru activitățile fizice intense. Cine se trezește de dimineață ajunge obosit sau departe. Dacă s-a odihnit bine și i-a crescut testosteronul, astfel Ashwagandha poate ajuta la creșterea performanței cardiorespiratorii și musculare la sportivi, iar în medicina indiană a fost folosită pentru creșterea rezistenței și virilității. Iar studii științifice moderne confirmă faptul că îmbunătățește și calitatea spermei. Se știe că stresul scade și imunitatea, iar studiile au arătat că ashwagandha ne poate ajuta și la îmbunătățirea funcției sistemului imunitar. De asemenea, stresul afectează și funcția cognitivă, iar prin gestionarea mai bună a acestuia, ashwagandha are beneficii și pentru creier. Unele cercetări sugerează că ar putea diminua efectele toxinelor neurologice asociate cu bolile neurodegenerative, poate îmbunătăți memoria și ajuta în caz de depresie sau declin cognitiv. Ajuaganda pare să fie sigură, dar este nevoie de mai multe cercetări pe termen lung. Însă, ca orice pe lumea asta, contează calitatea, cantitatea, frecvența și contextul. Iar consumul excesiv ar putea avea și efecte negative. Poate provoca somnolență ușoară și poate avea un efect sedativ la unele persoane. Unele rapoarte de caz au sugerat că pot apărea erupții cutanate, disfuncții tiroidiene sau toxicitate hepatică, dar acestea nu au fost observate în studiile cu eșantioane mai mari. În general, doza recomandată este de 600 de mg pe zi pentru extractul standardizat sau 1-6 grame de pulbere, de preferat seara nu este indicată dimineața, deoarece atunci avem nevoie de spike de cortizol pentru a fi treji și alerți. Se poate administra toată viața în reprize de câteva săptămâni sau luni, dar sunt necesare și pauze, deoarece nu este bine să fie suprimat prea tare cortizolul. Te rog să-mi scrii în comentarii dacă ai folosit ashwagandha și cum te-ai simțit. Iar dacă ți-a fost de folos acest material informativ, îți poți arăta recunoștința printr-un like. Îți mulțumesc pentru atenție și atenție! Doar tu poți să-ți iei sănătatea în propriile mâini!